Aveam 16 ani și m-am dus cu atâta teamă și am avut norocul că am avut lângă mine oameni minunați, oameni valoroși, oameni care au știut să mă îndrume pe calea corectă. Bunăoară, mentorul meu și cel care mi-a fost mereu alături și care m-a îndrumat și care m-a format, Afilon Lascu, Dumnezeu să-l odihnească, marele coregraf, un om de o rară finețe sufletească, un cunoscător, eu am fost și dansatoare, că de asta m-am bucurat de aprecierea lui, pentru că atunci când eu m-am dus la ansamblul Reșițeana, la Casa de Cultură din Reșița, și m-am dus la sala de repetiții și l-am văzut pe dirijor, pe Lae Perescu, Dumnezeu să-l odihnească, dând cu scaunele în muzicanți, enervându-se, mușcând din capace de stilozic, aoleu, nu vreau aici, mi-a fost frică. Cu sufletul acela de copil. Și am nimerit la sala de repetiție la dansuri populare și mă uitam acolo câtă sudoare, câtă muncă și acolo. Și la un moment dat am fost un pic descurajată, dar m-a văzut Afilon. Și fetițo, tu de ce ai venit? Păi, n-am știut ce să mai spun. Am vrut să zic că am venit să cânt, dar mi-am dat seama că sunt într-un loc nepotrivit, că am venit să joc. Da? Păi, ce mai aștepți? Eu nici nu știam să îmbrac bine costumul național, nu știam exact care sunt toate componentele, dar am învățat, totul se învață. Trebuie, dacă ai drag, dacă asta îți dorești să faci, trebuie să-ți urmezi calea, asta le spun și la tineri. Nu renunța, pentru că nu întotdeauna o să iese lucrurile așa cum vrei, cum am spus mai pe la începutul interviului. De fiecare dată când nu-ți reușește ceva, dacă nu-ți place cu tot sufletul ce faci, ești tentat să spui gata, nu mai, gata, nu mai vreau, gata, mi-ajunge atât. Nu, nu, și dacă ești iubitor de ceea ce faci, dacă asta îți dorești cu tot sufletul, te ambiționează și te gândești, da, mă ridic, mă scutur, nu mă las, atât o să persist în ceea ce fac până o să-mi reușească. Așa trebuie să fii mereu. Trebuie să fii un om hotărât, dar întorcându-mă la începuturi. Așa au fost, cu ușor, cu greu, cu joc, cu cântec, încetul cu încetul primele imprimări. Afilon a fost lângă mine când am fost la Floarea din Grădina. Am luat cele trei etape cu brio. Chiar mi-aduc aminte că președinta jurului era doamna Emilia Comișel și mi spunea, era puțin, avea un defect de vorbire, era rărăită și spunea, fetiță dragă, se vede că ești o doinitoare de excepție. Și eu mă gândeam, eu fata cu cheia la gât de la Reșița, din părinți care, mama bănățeancă născută la Reșița, tata meu moldovean, bunicii din partea mamei olteni, deci un fel de coproducție, dar am iubit Banatul, am iubit satul bănățean, am crescut în vacanțele școlare la străbunicii mei din Ezeriș, din Banat și la străbunicii din Oltenia și mi-au plăcut oamenii, mi-au plăcut lumea satului, mi-au plăcut obiceiurile, mi-au plăcut porturile, mi-au plăcut tot ce ține de vechi, de tradiție, de cântec, de joc și cred că asta într-un fel m-a hotărât până la Floarea din Grădină și până în ziua de azi și prin toate concursurile prin care am trecut și poate că-s lipsit de modestie când spun, eu niciodată n-am luat altceva decât Marele Premiu.